Am aici un placard din Omega. Aici un alimentator extern pentru 3.3, pentru că aici am interfața logică între 5V și 3.3, care are modulul de wireless, care e făcut cu acest ăsta SP826605 în modelul. Și ecran vedeți că este ora de pe site-ul ROID. Deci e conectat la ce să dăm un reset. A zis ok, time out, nu vine până și stabilizează și acum începe să testă. Are stomata. Se conectează foarte repede la